raportului organizației municipale de către președintele interimar, domnul Lucian Vulpe, după care vă rog să luați parte la discuții cu bune și cu rele, așa cum știm că am avut o activitate până acum, după care vom trece la acțiunea propriu-zisă a noastră, scopul acțiunii fiind alegerea biroului executiv al organizației municipale, prezentarea candidaților, votarea candidaților, anunțarea rezultatelor votului și închiderea lucrărilor conferinței. După care va urma o conferință de presă, iar noi, toți cei care suntem aici, la punctul 2 al programului nostru de astăzi, vă invit în sala cealaltă cu restaurant, în restaurant în față, pentru a servi masa împreună, cei care aveți plăcere și timpul vă permite.